Asociația Tineri pentru Misiune Craiova a organizat la acest început de an o tabără de misiune online. Liderii organizației doresc ca tinerii care se alătură acestui proiect să fie pregătiți pentru a putea prezenta Evanghelia Domnului Iisus Hristos celor care nu-L cunosc. Această întâlnire online desfășurată timp de 3 zile a avut mai multe teme: misiune, identitate și chemare și închinare. Pentru a afla mai multe amănunte, am stat de vorbă cu liderul TPM Craiova, Mihail Bogdan. Ați început anul cu o tabără de misiune de 3 zile, organizată într-un mod diferit. Ce a fost specific acestei tabere? Specific acestei tabere de misiune a fost că s-a petrecut online. De asemenea, pe lângă Zoom-urile care le-am avut în fiecare seară din aceste 3 zile, am avut și o platformă online, unde în fiecare zi se postau anumite videouri cu specific de misiune sau mărturii ale foștilor studenți de la Școala de Ucenicie și Misiune. Care a fost tematica? Cine au fost vorbitorii? Câte persoane au participat și de unde au fost? Tematica acestei tabere online a fost misiunea. Ne-am dorit să dăm un gust despre ce înseamnă o școală de ucenicie și misiune pe care noi o avem în Craiova pentru 5 luni. Și astfel am avut diferiți vorbitori, misionari, păstori, în prima seară despre bazele misiunii, un vorbitor din Albania. În a doua seară, un misionar care era în India, în acel moment, ne-a vorbit despre identitate, cine suntem noi în Hristos, înainte de a face orice lucru, ca să nu ajungem să ne scoatem identitatea din lucrarea pe care o facem. Și în a treia seară am avut din România despre închinare, cât de importantă este închinarea și focalizarea noastră pe Dumnezeu. Și cineva din Statele Unite despre profetic, cum noi putem să auzim vocea lui Dumnezeu pentru noi și pentru alți oameni, pentru a-i sluji așa cum Dumnezeu vrea. Am avut cam 20 de participanți din România, majoritatea, dar și din Statele Unite și o persoană din Bulgaria. De ce ați organizat online această tabără? Pentru că atunci când spui tabără, te gândești mai degrabă la un timp în care oamenii să fie împreună și să participe la diverse activități. Așa cum spunea și Mihai, am vrut să dăm prin aceste 3 zile un gust la ceea ce înseamnă Școala de Ucenicie și Misiune, DTS-ul, Discipleship Training School. Este o școală internațională în care în fiecare săptămână avem alt profesor care predă o altă temă. Noi am avut acum doar 3 seri diferite cu alți profesori și alte teme, dar în parte din această școală, 3 luni de zile avem învățătură. Apoi, după aceste 3 luni, vom pleca în misiune în partea practică, aici în țară, în România, dar și în țări din Balcan, pentru că Dumnezeu ne-a vorbit specific, înainte să ne mutăm noi în Oltenia, să binecuvântăm această zonă și să binecuvântăm țări din zona Balcanilor. Tabăra aceasta se înscrie într-un proiect mai amplu? De ce am făcut acest curs online sau tabără online? Deja fusesem încurajați de o experiență frumoasă de la începutul pandemiei. Noi planificam un curs de pionierat și conducere, care să-l avem în Craiova pentru 3 săptămâni. Și pentru că a venit pandemia, n-am putut să mai organizăm acest curs și ne-am gândit să trecem pe online. Atunci nu erau populare Zoom-urile. Dar am reușit să ajungem la 130 de participanți care au fost cu noi în fiecare zi din vreo 30 de națiuni și a fost un real succes și atunci ne-am gândit hai să facilităm ceva pentru diferiți oameni care sunt în România, dar nu numai, și să le oferim un gust din Școala de Ucenicie, să abordăm câteva teme, să poată să le folosească lor în relația lor cu Dumnezeu, dar și să poată să aplice ceva și chiar să considere să vină la ceva mai mult după această experiență online. Și da, ne-am bucurat să putem să le oferim ocazia să pună întrebări după învățătură, să fie o mică interacțiune. De asemenea, în grupuri mici, după învățătură ne împărțeam în grupuri mici și cineva chiar a spus că a fost partea cea mai frumoasă, că a putut să cunoască alți participanți și să împărtășească lucruri care l-au impactat în timpul acesta online. Îi mulțumim lui Mihail Bogdan pentru informații.